Domnilor colegi, întrucât sunt prezenți 31 de consiliere, la care se adaugă președintele Consiliului Județean, potrivit articolul 180, aliniat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul înlocuitorului secretarul general al județului pentru a supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 138 aliniatul 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 25 iulie 2024. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Ordinea de zi ați discutat-o în comisie, v-a fost transmisă tuturor. Și ca atare supun ordinea de zi votului dumneavoastră. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc. Doamna coordonare, vă rog. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din Ordonanța 57, cu modificările și completările utilare, fiind însoțite de referate de aprobare, rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort și avizele comisiilor de specialitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și înainte de a intra în ordinea de zi, am deosebită plăcere să vă spun că sunt mândru de echipa Corvinu Hunedoara și merită felicitările și a dumneavoastră și aplauzele dumneavoastră. Chiar dacă nu a câștigat, scorul de 0-0 este un scor extraordinar de favorabil și pentru informația dumneavoastră, a jucat cu o echipă care era cotată și este cotată la ora actuală cu peste 40 de milioane de euro. Să joci cu o asemenea echipă, să faci un egal, înseamnă că echipa noastră de suflet, Corvinu, merită să o susținem în continuare și pentru cei care nu sunt informați cu stadionul, văd că mai scriu unii cu stadionul că doar pe hârtie, sigur că lucrările sunt pe hârtie. Vă informez să știți cu toții că lucrările la stadion nu se ocupă Consiliul Județean de ele. Se ocupă CNAIRU, Compania Națională de Investiții, și este în situația în care este la licitație, sunt nu știu câte firme s-au înscris la licitație, s-au și depus oferte, tot, este în analiza tuturor ofertelor care durează un pic. După ce se dă câștigătorul, 100% ne vom apuca de treabă. Noi, județul Hunedoara, sprijinim primăria și Consiliul Județean Hunedoara și sarcina noastră este pentru demolarea actualului stadion, să-l dăm liber de sarcini, iar CNAIRU, Compania Națională de Investiții,
ei construiesc, ei se ocupă, ei fac plățile, ei fac și licitația și deci noi beneficiem de serviciile lor. Sunt convins că într-un timp nu prea lung, mai scurt, vom avea un stadion la Hunedoara de 10.000 de locuri, un stadion care să ne mândrim că avem așa ceva într-un județ, dar sigur că criticile se fac zi de zi. La fel cum acum, dacă au văzut că am făcut rost de bani pentru drumul Iancului și unul care purta o tablă în spate, s-a făcut de minune și acum ne-a venit aprobarea că sunt bani pentru drumul Regelui, acum mă critică pentru drumul lui Avrameancu. Dacă ne ocupăm de drumul lui Avrameancu, o să găsească drumul lui Dr. Petru Groza, de la Deva la Băcia, ceva pe unde o fi circulat pe cărare, pe ceva. Deci, în permanență se găsesc lucruri care sunt criticabile. Dar important este că ne ocupăm de ele și important este că facem ceea ce trebuie împreună cu dumneavoastră pentru județul Hunedoara. Sigur că mai sunt lucruri care nu poți mulțumi pe toți deodată. Asta este. Nici în politică nu poți mulțumi pe toți. Că unii vor să dai cu stângul, unul să dea numai cu dreptul și iată că pe centru cam nu mai tot se împrește ori pe stânga, ori pe dreapta, iar de centru nu mai găsești. Dar noi trebuie să ne vedem de treburile noastre, să facem ceea ce trebuie să facem pentru acest județ, să ducem cu la bun sfârșit un mandat, să ne încheiem mandatul și eu ca președinte și dumneavoastră ca și consilier și din octombrie încolo cei care au câștigat alegerile să-și reia mandatul. Cu aceste fiind spuse, să trecem la ordinea de zi, care este destul de încărcată astăzi și aș vrea să vă mai rog ceva. Sigur că e greu și pentru dumneavoastră, eu înțeleg. Ieri ședință de Consiliul Județean, a ședință, dar când se impune, dacă este cazul, facem zi de zi ședință pentru rezolvarea problemelor, nu pentru rezolvarea problemelor personale a cuiva. Trecem direct la ordinea de zi, punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului aflat în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul 2-2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu SOT. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc. Adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean pentru trimestrul 2-2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor. Nu sunt, supun votul noastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu SOT, dacă sunt voturi împotrivă. Nu, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al Sanatorului de Plină Fiziologie Brad. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Ștefănia. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Doamna directoare, e aici? Da. Pe unde e ascuns? Am vrut numai să te văd că ești aici să te felicit pentru toată activitatea pe care o face doamna directoare la sanatoriul de la Brad și pentru modul în care te zbați pentru proiecte europene de a atrage cât mai mulți bani din proiecte europene. Mai rar un asemenea director. Dacă văd că faci treabă bună, cred că te mut de acolo. Bun, felicitări încă o dată. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu SOT, dacă sunt voturi împotrivă, nu, dacă se abține cineva,
Nu adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramului și a statului de funcție, regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră a consilierilor, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramului și statului de funcție a sanatorului la Giurgiu. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru autorizarea execuției lucrărilor de desfințare DTAD și a indicatorului tehnico-economic și a obiectivului de demolare clădire morgă la Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru autorizarea executărilor lucrări de desfințare DTAD și a indicatorului tehnico-economic a obiectivului de demolare clădire remiză PSI de la Centrul de Îngrijire și Asistență Personale Adulte cu Dizabilități Păclișa. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Dacă se abține cineva, nu. Adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de desfințare DTAD și a indicatorului tehnico-economic a obiectivului demolare clădire spălătorie, capelă, magazie la Centru de Îngrijiri și Asistență Persoană Adulte cu Dizabilități Petrila. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind însușirea actului de acceptare donație numărul 361 din 23.07.2024 a terenului situat în comuna Baia de Criș, satul Țebea, județul Hunedoara, înscris în CF 69.228 Baia de Criș. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, eu zic să-i mulțumim celor care donă terenul. Merită. Dacă nu sunt intervenții, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. Domnul Nelu Rus, te rog să închizi telefonul. Microfonul, pardon. Te-am văzut cu un ochi acolo. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrația Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2024. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil.
Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, Valea Jiului, programul 2014-2020, etapa 2 și a cofinanțării. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Domnul Hirghiduș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, anexa 2.1, caracteristicile principale și a indicatorilor tehnico-economice, anexa 2.2c, pentru obiectivul de investiție, reabilitarea drumurilor județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara, lot 1, zona Pădureni, drumul județean 687D, Teliucu inferior, DG 687E, Cincis, Cerna, Toplița, Hășdău, Lunca Cernii de jos, Lunca Cernii de sus, pardon, și până la limite cu județul Caraș-Severin, tronsonul de la kilometru 0 plus 00 la kilometru 15 plus 165. Dacă comisiile de specialitate ne pot spune ceva, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, iată că i-a venit rândul și la acest drum. Doamna Chivu, până la alegerile prezidențiale tot facem drumuri. Cred că știi ca și mine ce s-a întâmplat. Acum urmează, ești așa, sarcastică câteodată, dar nu ți-ai găsit chiar omul care chiar să-l pui la punct. Eu credeam că mă întreabă doamna Chivu: domnule președinte, eu așa îmi imaginez cam cum trebuia să... având în vedere regretabil faptul ce s-a întâmplat, că patronul de la firma respectivă a decedat, Dumnezeu să-l odihnească, va juca, domnule președinte, dacă puteți să organizați cât mai repede reluarea licitației. Atenție! Că trebuie din nou să scoatem la licitație. Nu se transmite din gură în gură. Primul lucru care trebuie să-l facem, să facem o hârtie, doamna Chivu, către firma respectivă, să văd dacă mai este capabil să continue drumul. Părerea mea este, cred că ca și a dumneavoastră, că nu o să mai poată face. Și atunci, dar trebuie, atenție, trebuie aceste clarificări făcute cu firma, că altfel s-ar putea să ne dea în judecată. Și eu sunt, ca și dumneavoastră, de acord să reziliem contractul cu firma respectivă și să-l scoatem din nou la licitație, să-l facem. Tot atât de mult mă interesează și pe mine ca și pe dumneavoastră să fie bine și zona. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Rus. Favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, domnul Mutulescu. Domnule președinte, țin să vă felicit pentru acest proiect, pentru că este un proiect așteptat de mulți locuitori din zonă și chiar dacă nu trece prin Boșorod, pe la poarta doamnei Chivu, cred că este un proiect care merită făcut cât mai repede și toată lumea îl așteaptă. Vă mulțumesc. Da, aveți dreptate, este un proiect deosebit, mai ales pentru că și zona respectivă este deosebită, dar încă o dată regret că s-a întâmplat, Dumnezeu să-l odihnească, asta e viața. Azi ești, mâine mori, ce să facem, dar noi trebuie să facem toate demersurile legale. Așa cum am spus-o, primul lucru care trebuie să facem luni, adresă spre firma. Vă rog să mă scuzați că n-am făcut-o până acum, că nu era să fac. Eu am avut atât bun simț, n-am făcut adresa cât era pe catafalcă. Nu puteam, ne făceam chiar de minune. De luni facem adresa și vedem ce ne răspunde firma. Poate avem surpriza
ca firma respectivă să ne spune că își continuă activitatea. După cum au dus-o până acum, am păreri că nu se poate. Asta e părerea mea. Da, vedem ce-o fi. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu mai sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, inclusiv Pro-România, dacă e atentă, hotărârea a trecut. 13. Proiect de hotărâre prin... Vrea să vă racoleze, domnul, cumva? Domnul Gligul, vrea să vă racoleze, cumva? Bine. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Andorra pe anul 2024, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții anexe la buget. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții dumneavoastră, nu, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Andorra, rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2023 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzută în bugetul propriu al județului Andorra pe anul 2024. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc. Adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Comunei Sfântă Maria Orlea în domeniul public al județului Andorra. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, nu, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Și cu bunăvoința noastră, ultimul punct, proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare 100, numărul 110, din 22.07.2024 a terenului în suprafață de 30.670 metri pătrat înscris în CF 66.530 petri la proprietatea publică a județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat. Trăiască coaliția din județul Hunedoara. Ia, uite ce frumos. Chiar mă miră ce frumos lucrăm. Și în încheiere, stimați colegi, ne face o plăcere deosebită la toți, nu numai mie. Să urăm la mulți ani colegilor care s-au născut într-o zi frumoasă, într-un an frumos, n-are rost să-l pomenim. La mulți ani, doamnei Gabriela Sorina Cobori. La mulți ani, doamnei Doinița Maria Bălănescu. La mulți ani, domnului Ioan Hirghiduș. Și cu bunăvoința noastră, și nu, dar nu sunteți ultimul, dar scris în ordine alfabetică. Domnului Marius Mutulescu, la mulți ani la toți. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, fericire și ce vă doriți în viață, ajută. Dar nu plecați, că vreau să trec pe la dumneavoastră, să dau norocul dumneavoastră. Înainte de a premia colegii, nu de premia, că este impropriu spus, de a le oferi din partea noastră ceva, o floare la femei și ceva la bărbați, să nu trec
cu vederea întrebări și interpelări. Că s-ar putea careva să aveți chef de vorbă și eu vă opresc. Domnul Mutulescu, vă rog. În primul rând vă mulțumesc pentru felicitări tuturor colegilor și dați-mi voie să vă felicit pentru modul în care s-a organizat Festivalul de Operă, un festival de mare ținută care a ajuns la 10-lea ediție și în același timp vă felicit pentru faptul că ați participat alături de mine la aceste spectacole deosebite. Cred că ați fost singurul lider de partid care a participat. Restul probabil că au fost obosiți după ce au dat și n-au mai vrut să participe și la aceste manifestări de opere de mare ținută. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și n-am vrut să vă zic nimic, dar dacă dumneavoastră ați adus în discuție această treabă, vreau să vă spun că sunt mândru că noi, Consiliul Județean, putem organiza asemenea festivale. Nu numai Opera Night, și alte festivale de altfel de muzică. Pot să vă spun că a fost o reușită. În cele 5 locuri unde s-a desfășurat Festivalul de Opera Night, efectiv am văzut oameni deosebiți de încântați că și la ei a fost acest spectacol. A început cu Bradu. Vă rog să mă credeți că nu am crezut că se strâng atâția oameni. Nu mai erau locuri pe scaune. L-am rugat pe Cazacu să mai facă rost de scaune, să le aducă acolo, să nu stea oameni în picioare. La Petrila a fost, cred că, cea mai multă populație prezentă, la peste 1200 de oameni. La Orăștie, în jur de 1100-1200, chiar și la Orăștie. Singurul lucru care ne-a împiedicat puțin ploaia și am fost nevoiți să facem la Hunedoara, în Casa de Cultură, unde au fost vreo aproape 600 de oameni și tot cam atâția erau oameni prezenți pe acolo prin apropiere, credeau că doar se face afară. Nu se putea, că ați văzut ce a fost. Și am încheiat-o cu succes în Curtea Consiliului Județean, care iarăși a fost neîncăpătoare. Curtea Consiliului Județean, cred că trebuie să mai mărim curtea dacă mai facem spectacole, a fost neîncăpătoare și este bine. Dovadă că cetățenii au nevoie și de asemenea activități, nu numai tot să le cerem doar muncă și altceva, e bine. Sigur, spunea domnul Mutulescu că am fost singur. Nu am fost singur, că am fost și cu colegul meu, cu domnul consilier Avram, mulți colegi din Consiliul Județean, dumneavoastră, consilieri județeni, toată lumea a fost invitată să vină. Cine are plăcerea, vine, cine nu. Dacă era Opera Night înainte de alegerile locale, eu vă spun că nu era, cam 3 cursuri de Consiliul Județean trebuiau să fie necesare, că câți veneau acolo politicieni să-și spună fizicul. Pe mine nu m-a interesat să ținem acest spectacol înainte de campanie electorală, că nu era bine. Iacă și acum, dacă îl ținem, tot s-a nimerit înainte de prezidențiale, de parlamentare, dar nu contează asta. Contează, încă o dată spun, că ceea ce faci pentru om este mare lucru să putem face să mulțumim atâtea mii de cetățeni. Și nu, în ultimul rând, focurile de artificii făcute în fiecare zonă, efectiv, a încântat sufletul oamenilor. Am văzut oameni cum aplaudau pentru gestul, pentru frumusețea focurilor de artificii și sigur că trebuie să te simți mulțumit. Cred că și anul viitor și la următorii ani ne vom ține de cuvânt și dacă putem să mai mărim încă numărul localităților. Am solicitări foarte multe din multe localități, dar depinde și de cum ne putem încadra în suma prevăzută pentru aceste activități. Că au văzut mulți colegi primari cum a ieșit și a spus: domnule președinte, vreau și la noi, în oraș sau în municipiul nostru.
Sigur că e bine să facem cât mai multe, dar în limita în care putem și cu banii, că nu e ușor să organizez atâtea spectacole într-un an, într-o două săptămâni de zile, într-o săptămână, practic, în 5 zile, într-o săptămână. E greu, dar suntem învățați cu greutățile, eu cel puțin de când m-am născut, numai cu greutăți am trăit, dar nu, uite, că sunt apt de lucru și le mai spun dușmanilor politici că sunt, mă simt foarte bine și confortabil. Dacă mai sunt interpelări, domnul Bădin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea numai să vă completez pentru începutul ședinței și să reamintesc că Corvinu Hunedoara aseară a obținut un rezultat de excepție jucând cu vicecampioana Croației, țară care vinde jucători afară cu peste 10 milioane de euro, în timp ce noi vindem cu 2-3 milioane, singura excepție fiind Drăgușin la Tottenham. În același timp să ne reamintim rezultatele de săptămâna aceasta din cupele europene, FCSB, campioana țării, Maccabi Tel Aviv 1-1, CFR Cluj, care a jucat acasă cu o echipă anonimă din Belarus, Neman Gorno, care a făcut 1000 de kilometri cu un autocar să ajungă la meci, 0-0, și Maribor din Slovenia, Universitatea Craiova, 2-0. Sigur că urmează meciul retur foarte dificil în Croația, dar este un rezultat de excepție și aseară după meci mi-a arătat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobozanu, mesajul care l-a primit de la președintele Federației Române de Fotbal, Burleanu, care îl felicita pentru rezultatul obținut, pentru meciul echilibrat și spunea ați jucat cu vicecampioana Croației. Așa cum spunea și domnul președinte, echipa Rijeka cotată la aproape 40 de milioane de euro, un singur jucător, Iancovici, valorează 5 milioane de euro, aproape cât lotul formației Corvinu, iar 9 jucători sunt cotați la 2 milioane de euro. Încă o dată trebuie să felicităm primarul din Hunedoara pentru proiectul care l-a inițiat și să ne felicităm și pe noi, consilierii județeni, și pe domnul președinte pentru faptul că anul trecut am făcut acea asociere între Consiliul Local Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara și Munsărelec ca să schimbăm forma de organizare a Corvinului ca să poată promova. Sigur că este o lege aberantă ca să nu poți promova sportiv. S-a promovat și anul acesta în prima ligă și ați văzut că acum câteva zile Federația Română de Fotbal în comitetul executiv a hotărât amânarea primelor două etape pentru Corvinul Hunedoara, pentru că campionatul în Liga a doua începe săptămâna viitoare, pentru a se vedea parcursul în cupele europene, pentru că actualmente Corvinul evoluează în cupele europene după vechea organizare, fiind club de drept public. Performanța este deosebită și mai mult ca sigur că dacă Corvinul va continua în cupele europene, sigur va continua încă cel puțin o etapă dacă este eliminată de Rijeka în Conference League, dar dacă parcursul va continua și pe urmă, președintele Federației Române de Fotbal a spus că se vor așeza din nou la masă cu UEFA și cu conducătorii clubului să vadă posibilitățile ca din acest campionat Corvinul să aibă dreptul de promovare în prima ligă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu vă mulțumesc, domnul Bădin, și m-ați făcut să rămân încântat de cele spuse. Se vede pregătirea dumneavoastră sportivă de performanță aici, în ale sportului ziaristic, sau ce, cum să spun. Foarte bine, felicitări. Ați prezentat colegilor lucruri pe care, sigur, sunt lucruri interesante, pe care trebuie să le-am auzit și sunt bune. Domnul Zvâncă, tot de sport. Da, tot de sport. De această dată vreau să vă spun, precum știți, echipa de tir cu arcul este prezentă la Olimpiadă, fiind condusă de domnul Viorel Habian, și cred că ar fi binevenit să le urăm succes și să îi așteptăm, bineînțeles, să se întoarcă cu rezultate cât mai bune. Vă mulțumesc pe această cale că ați urmat acum un an inițiativa mea și a doamnei Alina Dunca de a ajuta Federația de Tir cu Arcul pentru a avea aceste performanțe. Domnul Costel, vă rog. Eu vreau să-l felicit pe Fabian și vă felicit pe cei doi consilieri, numai că a venit Curtea de Conturi și se pare că avem o mare problemă că am dat bani la Federația Română de Tir cu Arcul. Vă vedea cei doi consilieri care vă asumați să și plătiți cei 80.000 de lei. Mulțumesc!
așteptăm rezultatul cărții de conturi și vom asigur vedea eu că dacă, legală. Vă asigur eu că dacă ne impută cei 80.000 de lei, sunt și eu și Costel parte să dăm banii înapoi. Nu, nu ne tragem, nu ne tragem însă. Eu mai aveam, dar nu sunt pregătit acum pentru ședința următoare să vă informez, chiar este ceva de apreciat. O familie care săptămâna trecută am avut o inițiativă aici cu doamna ministru Natalia Intoteru, ministru familiei, și avem o familie din Orăștie care după 20 de ani de căsătorie n-au avut copii. Și prin metoda asta de fertilizare in vitro a reușit, Dumnezeu a răzit, să aibă o fetiță. Exact pe locul ăla stăteau acolo cu fetița în brațe, la toată așa. Și cred că este bine să ne gândim să și premiem noi Consiliul Județean, așa cum premiem toate activitățile frumoase. Și cred că doamna Ștefănie o să ne vină pe săptămâna viitoare, uite că zghiceam gândul, o să ne vină cu un referat să premiem elevii care au terminat cu 10 și la clasa 8-a și care au terminat și bacul cu 10. Singura întrebare să ne răspundeți dumneavoastră, câți avem ca să știm cum face rost de bani. Da, sigur că venim cu această propunere și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați ridicat așa mingea la fileu. Avem două eleve în județul Hunedoara care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională și o elevă absolventă care a obținut media 10 la bacalaureat. În total 3 pentru examenele naționale, însă vă rog să-mi permite să mai împărtășesc o bucurie cu dumneavoastră. Este vorba de o elevă de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Brad, care a obținut medalia de argint, este vorba de Oana Pașca, la Olimpiada Internațională de Informatică pentru Fete. Este o performanță extraordinară, deci iată, s-a clasat pe primele locuri la această Olimpiadă Internațională, o elevă din județul Hunedoara, deci ne menținem ca dovadă că avem elevi și profesori valoroși în județ. Mulțumesc frumos! Doamna director economic vă așteaptă cu sufletul la gură, cu referatul, să primim acești elevi efectiv. Chiar și dacă spunea că avem 2 elevi la clasa 8-a care au terminat cu 10, vă rog să spuneți câți elevi la nivel de țară, ca să faceți o comparație. 60. 60. În jur de 60. Deci din 60... 2 la județul Hunedoara. Eu zic că este bine. Din 41 de județe plus municipiul București, ne-am clasat chiar bine. Puteam și mai mult. Hai să fie și mai mult, că noi suntem pregătiți cu banii cât de mulți. Numai să avem oameni cu performanță, copii cu performanță. Dacă nu mai sunt... Mai ies. Aș mai dori rog, și eu dacă rog, se poate. Vă rog, domnul. Vă rog. Dar puneți mâna pe un aparat. Domnule City Manager Costel Avramului, Comunității Brădene și a locuitorii Țării Zahândului, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru organizarea celor două evenimente din 17 iulie 2024 de la Brad și de la Vața de Jos din 19-7-2024. De asemenea, mulțumit aș dori să aduc și domnului manager al Centrului de Artă și Cultură al județului Hunedoara pentru organizarea în condiții ireproșabile a celor două evenimente. În seara zilei de 17 iulie a avut loc în municipiul Brad un egal artistic dedicat iubitorii de muzică clasică cu spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi din cadrul festivalului Opera Night. Spectacolul a fost urmărit de un public numeros care a fost impresionat de interpretarea artiștilor și de bună desfășurare evenimentelor. La data de 19 iulie 2024 a avut loc la Vața de Jos o nouă ediție a Sărbătorii Taragotului, la care au participat cei mai vestiți taragotiști și interpreți de folclor din țară. A fost un spectacol de înaltă ținută artistică, fiecare moment de spectacol fiind gândit în cel mai mic detaliu, iar munca organizatorilor și dăruirea artiștilor a fost deplin răsplătită de către un public numeros. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și chiar că ați adus în discuție Festivalul Taragotului, a fost de o înaltă ținută.
din toată țara au fost aragotiști și să avem mândria că în județul Nedoara se desfășoară Festivalul Taragotului, este extraordinar. Cu această ocazie mulțumesc și eu doamnei Carmen Cosman, care mi-a făcut o poză acolo la Vața, dar nu mi-a trimis-o. Deci, cum? Deci, așteptam poză. Este pentru prima dată când m-a pozat, cred că cu dragostea. Bine, mulțumesc. Dacă se poate, domnule președinte. Pe unde? Pe aici. Da, te rog. Pentru că meritați din plin toate felicitările pentru evenimentele organizate în domeniul atât cultural cât și sportiv, evenimente care au ajuns și la noi în Valea Jiului și, așa cum ați precizat, se bucură de o mare participare. Doresc să vă mulțumesc și eu, dumneavoastră, consilierilor județeni și Direcției Generale de Administrare, Monumente și Promovare Turistică, pentru că și în acest an ați sprijinit organizarea concursului național de viteză în coastă, care va avea loc în stațiunea Straja, un eveniment care are un mare impact pentru promovarea stațiunii și a zonei Văii Jiului. Este național, dar să știți că ne-am bucurat și de participare internațională din Bulgaria, din Franța și de aceea dorim să vă mulțumim pentru toate eforturile care se fac, atât pentru județul Hunedoara, cât și pentru Valea Jiului, care se bucură din ce în ce mai mult de sprijin financiar pentru investiții în infrastructură, dar și în evenimente culturale și sportive. Mulțumesc! Și să nu uit, vă invit că poate nu avem ședință până atunci, în 24-25 zilele în care se va organiza acest eveniment la Lupeni și în stațiunea Straja. Mulțumim mult! Vă mulțumesc cu drag și dacă tot mi-a adus aminte de Valea Jiului, stimați colegi, să știți că cu ajutorul Dumnezeu a Guvernului și a lui Iohannis, a fost aprobată legea prin care putem să ne continuăm activitatea, nu numai județul Hunedoara, că n-a dat-o special o lege pentru județul Hunedoara. Toate județele care au avut proiecte și care trebuiau fazate au fost aprobate și ca atare problema drumului componenta C1 pe programul Green Line de Valea Jiului, nu numai faptul în sine că constructorul a muncit foarte, foarte mult, are zeci de miliarde de încasat și nu s-a lăsat, îl felicit pe om că a avut o curaj și puterea să ducă mai departe, iar în circa o săptămână de zile putem să-i facem plățile, că trebuie să vină la ADR, să scriem rapid un act adițional și să-i facem plățile la omul. Dar important este că vedem cu toții că programul Green Line Valea Jiului va avea succes și când dăm drumul la autobuze, o să vă invit pe toți să mergem cu autobuze, cu primul transport de autobuze prin Valea Jiului, culoarul linia verde. Este o treabă foarte frumoasă, cel puțin drumul care s-a făcut este de o calitate excepțională. Urmează să mai facă și depoul de garare a autobuzilor și iată că încet, încet sunt rezolvate toate. Valea Jiului, cel puțin cu acest proiect, are un lucru deosebit, adică să mergi de la Câmpul Uneag, Uricane, până la Cimpa, la Petrila, să ai posibilitatea să mergi cu autobuzul linia verde, este extraordinar. Și mai mult, mai mult că a intrat și acum în echipa, nu politică, în echipa Green Line, primarul de la Petroșani, se acceptă ca linia verde să meargă prin centrul orașului și asta este foarte bine. Adică locuitorii și toți care circă vrea să dea jos în mijlocul orașului, nu la marginea orașului. E o treabă foarte importantă și sperăm ca într-un timp cât mai scurt să terminăm și cu acest traseu, cu acest program pe fonduri europene, că avem, har Domnului, destule proiecte. Mai sunt intervenții?
Doamna Chivu, o ridica prima mână, că altfel dumneavoastră vă dădeam. Haideți că o las pe doamna Galița să închid. Cum? Nu, nu, acum v-am dat cuvântul, hai. Mulțumesc. Îmi cer scuze. Eu am văzut mâna ridicată prima. Îmi cer altfel scuze că întrerup. Altfel, USR-ul era mai politicos. Întrerup lungul șir de mulțumiri și felicitări și dacă aș mai fi vrut să vă felicit și eu nu cred că mai aveam pentru ce s-au ocupat colegii mei. Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Nu te superi pe colegii tăi, că mulțumesc. Nu mă supăr. Așa. Doar că nu mai rămăsese nimic pentru care să vă felicit și eu. Dar am o rugăminte și dacă reușiți să rezolvați problema, o să vă felicit și eu ședința următoare. În weekend am fost în zona Boșorod, de asta știam și de stadiul drumului. Nu trece pe la mine prin față domnul Mutulescu, să știți, nu locuiesc în comună. Am vizitat cetatea Piatra Roșie și având în vedere faptul că pe partea aceasta de comuna Boșorod, pentru cei care nu știu, este a doua poartă de acces către cetățile dacice și de asta e atât de important ca drumul județean să fie într-un stadiu măcar practicabil, pentru că în acest moment, din păcate, nu este. Mare parte a lui, fără, chiar și cu 4x4, e foarte greu să ai acces. Eu v-aș ruga pe partea de urcare către cetatea Piatra Roșie, dacă se poate să fie amplasate câteva indicatoare, pentru că turiștii, dacă o luăm după GPS, îi scoate de pe traseu și nu mai știu unde să ajungă. E vorba de maxim 3 indicatoare care să spre cetate încolo. Asta ar fi rugămintea mea. E o sarcină atât de mică încât nu permis să o iau eu. Eu iau sarcină mult mai greu. Și eu care aș vrea să vă mulțumesc după ce rezolvați. Numai puțin. Eu dau lui Costel Avram și mulțumiți-i lui. Costele, nu, are dreptate, doamna consilier. Are, nu, aveți dreptate. Prima și dată, adică, când are și domnul ei dreptate. Când le eu cred că voi vă tachinați, dar vă iubiți mult. Aveți dreptate, trebuie să montăm acele indicatoare și o să le facem. Sigur că da. Alte probleme? Vă rog. Vreau să continui și eu șirul mulțumirilor. Sunt încântat. Da. Da, chiar merită domnul City Manager, pentru că la intervenția mea de la ultima ședință, cu privire la aerul condiționat din secția de boli infecțioase a Spitalului Județean, în urma unui telefon, bolnavii au din nou confort după vreo 2 ani de zile în care secția a fost sub caniculă vara și bolnavii au suferit. Și în altă ordine... La ce secție? Boli infecțioase. Da. Deci acum... Da, este aer condiționat. Da, vă rog, vă ascult, după aia vă spun eu. Da. Și a doua problemă pe care aș vrea să o pun domnului director de la APAPROD, în ce stadiu se află proiectul de... stadiu de implementare, proiectul de POR, infrastructură mare, apă, canalizare, așteptăm apa potabilă. Proiectul potabil. Mare. Da. O să vă dea... Mulțumesc. Da. Înainte de a vă da, domnul director, răspunsul, nu vă pot lăuda nici eu, dar nici nu vă critic. Sunteți dezinformate, că nu funcționează de 2 ani instalația de aer condiționat, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să dezinformăm niciodată. Dar trebuie să vă spun și realitatea. Faptul în sine și pasivitatea unora de a schimba un filtru, că nu pot să le zic ceva, că e televiziunea aceea, să schimbe un filtru la instalație. El s-a îmbâxit, nu mai putea și normal. S-a schimbat cele două filtre, merge nu numai instalația de la infecțioase, merge toate, și se face și pe interne și va fi condiții. Dar să nu schimbi un filtru, a nu este de menirea președintului Consiliului Județean sau Consiliului Județean. Păi de acolo i-am scuturat un pic, să-și revine. Nu știu dacă s-au simțit bine după scuturătură, dar eu sunt convins că își revin. Și este bine, mulțumim de... aveți dreptate, dar nu a fost de 2 ani. Îmi cer scuze, a funcționat cu intermitențe, pentru că în ultimii 2 ani, când pornea aerul condiționat, datorită îmbâxirii, cum spuneți dumneavoastră, cădea electricitatea și atunci e bine, o zi mergea, o zi nu. Toate sunt bune când se termină cu bine.
Mai dorește cineva? Domnul Grigor, vă rog să redați răspunsul. Da, toate lucrările din cadrul proiectului de alimentare cu apă, proiectul european, se află în faza finală a evaluărilor. Sigur, este un proiect extrem de complex, lucrările sunt mari și presupune multă muncă și timp această evaluare. Da, sunt în faza finală. Asta înseamnă că în următoarele zile o să declarăm rezultatele evaluărilor. În următoarele zile. Și acolo unde există un câștigător, încheiem contractul și eu cred că, sigur, sunt două categorii de lucrări, unele pe FIDIC, pe legislație europeană, roșu și galben. Cele pe galben vor avea nevoie de o perioadă de 6 luni de proiectare. Cele roșii au proiectul aprobat, pot să înceapă. Mulțumesc, dacă alte întrebări mai aveți. Mulțumesc și eu. Eu mă gândesc cu groază, domnul director, la acest proiect. Și vă rog de la început, vă spun foarte sincer, de așa fel să lucrați încât să deranjăm cât mai mult, cât mai puțin populația. Este un, dragi colegi, va fi un proiect care 100% cea mai mare parte a populației din județ, adică 3/4 a populației din județ, va fi afectată. Dar asta trebuie să avem și un pic de răbdare, fiindcă e normal, schimb toate instalațiile de canalizare, apă potabilă, totul se face nou, este și un pic de disconfort creat. Dar ca și acasă, când vrei să zugrăvești, tot muți mobila într-o parte, tot faci ceva, trebuie să faci. Așa că o să ne cerem scuze de acum populației județului Hunedoara pentru disconfortul creat, dar va fi un lucru foarte bun. Eu mă așteptam ca Doinița, director Topăunii, în concediu de maternitate, da, sau? Nu, în concediu. În concediu. Eu mă așteptam ca tu să spui, să vedem o pleiadă de politicieni, chiar care nu vor să-și mai afișeze fața, că le rușine, probabil. Domnule, duminica viitoare, dragi colegi, este un festival extraordinar de frumos, Festivalul Plăcintelor la Cerbăl. Haideți, frate, o să mergem toți Consiliul Județean să mergem acolo. Este extraordinar. Nu e o acțiune politică. Sigur că cei care vor să atragă voturi, puteți să mergeți, să vorbiți cu populația. Dar este o acțiune extraordinară, acest Festival al Plăcintelor, după care avem mai multe evenimente duminică. Avem la Gurasada, zilele comunei Gurasada. Nu știu câți dintre voi, că vă număr pe degete de la o mână, ați fost. Pe urmă avem zilele Hunedoarei, a municipiului Hunedoara. Deci avem o duminică plină. Hai să mergem să fim pentru oameni acolo. Suntem Consiliul Județean. Asta este. Când vin viitorii consilieri județeni, merg ei. Acum mergem noi. Asta e viața și e frumos. Mai ales la Cerbăl, la Festivalul Plăcintelor, e ceva deosebit. Și nu știu cât ați fost de azi, că vă număr pe degete la o mână, dar să vedeți ce plăcinte bune și să vedeți stilul lor pe care nu și-l pierd. Obiceiurile lor, a acelor pădureni care nu-și pierd obiceiurile lor, foarte, foarte frumoase. Asta trebuie să îi lăudăm și să arătăm ce obiceiuri frumoase le avem în județul Hunedoara. Și sper că agenția dumneavoastră să facă publicitate maximă de promovare a județului Hunedoara. Avem un județ foarte bun. Avem un județ care mulți îl critică, chiar din județ. Sunt critici care, în loc să vorbim frumos de județ, îl criticăm. Apropo de tot criticat, mulți nu mai avea speranța și răutatea, probabil, îi ducea într-acest sens și spunea că termocentrala de la Mintia
nu va mai fi pusă. Unii s-au dus și s-au filmat acolo prin termocentrală și spuneau următorul lucru. S-aude lumea, ia să vă spun, că au dat drumul la tot felul de acizi, acid clorhidric, de alte naturi, toate felurile de substanțe toxice. Este o conductă care merge din la termocentrală direct în Mureș. Câte aberații și câte tâmpenii poate vorbi un om anormal la cap, că normal la cap nu poate fi. Vă asigur eu, dragi colegi, că termocentrala de la Mintia va fi funcțională. A venit prima turbină. Toată lumea a fost invitată să vadă acolo prima turbină. Ne-a spus atunci patronul cel mare, nu va dura 3 săptămâni și va veni a doua. A venit și a doua turbină. Anul viitor, prin primăvară, vară, va fi montată prima turbină și va funcționa. În 2026 va funcționa a doua turbină și pe urmă se montează a treia turbină pe abur. Aburul produs de cele două montează a treia turbină care să funcționeze pe abur. Capacitatea de producere a energiei electrice este de 1740 de megawatts, mai mare decât fosta termocentrală Mintia. Iată, dragi colegi, că să spuneți la lume că minciunile se văd că zboară mai bine decât realitatea. La termocentrala Mintia nu s-a luat nimic să se demoleze, nici măcar o parte dintr-o turbină, o părticică mică. Așa cum au spus-o, până nu este montată prima turbină să funcționeze, nu se demolează nimic. După aceea, după ce funcționează, este normal, au cumpărat-o, doar nu le se ține piese de muzeu acolo. Le demontează, le vând. Dar noi am aruncat pe piață că au venit, vând totul la ferul vechi și nu se va mai face termocentrala Mintia. Iată că acei nenorociți de informatori au greșit total. Prima turbină deja este pusă pe fundație. Este pusă pe fundație, a doua este adusă și se merge, se lucrează într-un ritm alert. Săptămâna trecută a venit unul dintre patroni la mine și mi-a trimis și adrese. Vrea să angajeze vreo 50 de oameni cu pregătire superioară, ingineri, specialiști în turbine, să aibă și personal vine din România. E un câștig și asta. Și pe urmă, când se va da în funcțiune, vor fi și muncitori tot ce trebuie. Domnul Mutulescu. Domnule președinte, într-adevăr, și eu știu că termocentrala Mintia undeva la sfârșitul anului 2025 va fi pusă în funcțiune. Vor lucra 700 de oameni și vă propun, dacă sunteți de acord și dumneavoastră și colegii, ca într-o viitoare ședință a Consiliului Județean să invităm pe cei de la termocentrala Mintia ca să ne spună exact ce ați relatat dumneavoastră, că nu se taie nimic și se investește masiv în această termocentrală. Și cred că este și o apreciere din partea noastră a Consiliului Județean, dacă i-am invitat aici, în plenul ședinței, să ne spună câteva cuvinte despre termocentrală. Vă mulțumesc! Da, vă promit că la următoarea ședință cu participare fizică o să invităm coordonatorul. Și vă mai pot informa până atunci că ei mai au și alte disponibilități de a face alte activități, de exemplu, parcuri fotovoltaice pe depozitele, deci nu alte terenuri să scoți din circulație, pe depozitele de zgură și cenușă ale lor, care sunt în suprafață de vreo 350 și ceva de hectare, eu nu zic 300 și un pic, 350, nu mai spun exact virgula, dar o suprafață destul de mare, vor să monteze și fotovoltaice. Este încă un lucru deosebit pentru a produce. Poate ați văzut și dumneavoastră, noi importam
acum câteva zile, când a fost canicula puternică de tot, peste un milion de megawați. Peste un milion de megawați importăm. Deci este enorm de mult. Și de aceea punerea în funcțiune a termocentralei Mintia pentru zona de nord a țării, nu a județului vorbesc, pentru zona de nord a țării este de o importanță deosebită. Le mulțumim oamenilor că s-au ținut de cuvânt să țină. Asemenea investitori, să ne dea Dumnezeu să tot vină în județul Hunedoara. Da, domnul Ștaier. Domnul președinte, legat de festivalul Plăcintelor Pădurănești de la Poiana Rechețelii de Comuna Cerbăl, aș dori să informez colegii și opinia publică, accesul spre Poiana Rechețelii se face acum și pe a doua variantă de la Vețel Muncel Ferești, care este asfaltat, iar cei 10 km de la Ferești la Poiana Rechețelii a fost modernizat de Consiliul Județean. Sunt convins în ultimele două săptămâni și se poate face accesul cu mașina mică. Deci drumul, sunt două variante foarte ușoare, foarte comode pentru toți cetățenii care vor să ajungă la Poiana Rechețelii. Da, dar spune că cei 7 km, să nu creadă lumea că e asfaltat, cei 7 km este modernizat acum în ultimul timp cu drum pietruit. Băgat excavator, băgat tot ce trebuie acolo, buldozere, tot, drum petruit, mergi cu mașina fără sens. Ca și cum mergi la Bătrâna. Am fost săptămâna trecută la Bătrâna, vreau să vă spun, au 23 de kilometri de la Dobra până la Bătrâna. Oamenii ăia sunt super mulțumiți. Am numărat peste 35 de mașini de Timișoara. De Timișoara, prezența acolo. Atâta că scoate un praf, dar norocul că nu scoți praf că a plouat. În rest, te duci cu mașină mică de la Dobra la Bătrâna fără să ai probleme, că dai în grop. Foarte bine. Și le-am promis, că mi-au cerut bieți oameni, azi măcar 500 de, eu le-am zis 500 de metri de asfalt le facem în toamna asta. Ei au zis, nu 500, vă contrazicem noi, 700, hai, 700. Oamenii ăia trebuie să-i apreciem numai pentru modul că stau acolo în vârf de munte. Săraci, sigur, e un sat îmbătrânit. De îmbătrânirea județului m-a făcut pe mine vinovat, pe președintele Consiliului Județean. Dar văd că ceilalți n-au produs nimic să se întinerească județul. Încă îi aștept. Le-am recomandat fertilizarea în vitro, care mai zic că e om îmbătrânit județul. Dacă mai sunt alți colegi, dacă mai și glumim acum. Da, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Două probleme scurte. Întineriți? Vă invit pe dumneavoastră și pe domnul Costel Avram și pe domnul director de la APRA Prod în Hunedoara să mă anunțați când veniți pe strada Dimitrie Cantemir să vedeți cum arată o stradă după modernizare, așa zisa modernizare, care s-a băgat canalizare, s-a schimbat conductele de apă în urmă cu 3 ani de zile, 4 ani, datorită faptului că nu s-a tasat terenul cum a trebuit, canalizarea și așa mai departe, e valurile Dunării. Se tot amână de la un an altul, că se face recau, că se face nici reparație, nici nimica, absolut nimica. Cetățenii de acolo sunt cetățenii ai județului Hunedoara și circulă cu mașini și cu copii la grădiniță, la școală și așa mai departe. S-au făcut sesizări la primărie, s-a invocat motivul în ultima instanță că nu schimbată conducta. Ba da, toată conducta este de polipropilenă schimbată, sub supravegherea mea personală. Deci, garantez 1000% de acest lucru. A doua problemă și cu asta închei, să înțeleg că supravegherea a fost sub orice critică. Da? Bine ziceți, bravo! Felicitări pentru dirigintele de șantier de acolo. Punct. La Hunedoara încep zilele Hunedoarei de astăzi. Astăzi este porțile deschise la grădina zoologică până la ora 18, la castel până la ora 19. Iar de la 19 la orele 23, în fața casei de cultură este programul artistic de muzică populară cu interpreți îndrăgiți din Banat, de la noi din județ și așa mai departe. Vă invit să participăm cu toții, să ne întâlnim la o bere, la un suc, pe aleea din fața casei de cultură. Vă mulțumesc!
Mulțumim, domnul Chiș, chiar o informație prețioasă și mulțumesc că ai spus că ai fost și diriginte de șantier și acolo valurile Dunării. Așa se mai întâmplă. Am înțeles bine. Da. Domnul Gligor, să preluați problema, să vedeți ce este și faceți-o o vizită. Anunțați-l din timp, nu de altceva. Dumnealui are obiceiul ăsta prost de a pune o sticlă de țuică pe masă, o apă plată, două. Omul se știe când mergeți. Da, domnule, vedeți că eu vă simt pe dumneavoastră. Domnul consilier, luni la ora 15 împreună cu domnul Gligor, vin acolo. A, pregătește-te, Chiș. Când am auzit. Domnul Costel, te rog frumos, nu mă provoca. Te rog, că pe urmă... Nu, dar ți-a spus că luni, la ora 15, vin la tine, nu-i provocare. Nu dumneavoastră, de Costel am vorbit. Da, dar ți-a spus că... Pe dumneavoastră vă cred. Nu. Domnule președinte, vă mulțumesc că ați lansat invitația pentru Festivalul Plăcintelor Pădurenești și că ați fost de acord să finanțăm acest festival care este extrem de important pentru zona pădurenilor și aș vrea să continui șirul invitațiilor. Pe 4 august, Consiliul Județean, prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, va organiza în parteneriat cu Primăria Comuna Sălașul de Sus Festivalul Cetății Mălăiești, unde invităm toți colegii consilieri și toți hunedorenii care doresc să participe, iar pe 6 august, cu ocazia Zilei Minerului, la Exploatarea Culturală Petrila, începând cu ora 15, vom organiza evenimente sportive și culturale în incinta ansamblului istoric Mina Petrila. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dar aș vrea cei care acum vizionează la antena și la toate televiziunile care sunt, să nu înțelegeți că județul Hunedoara face numai chefuri și invitații. Să înțelegeți că avem și de lucru. Doamne ajută!